cum aș vrea să interacționăm, dacă vedeți ceva ce vă interesează mai mult decât ce zic eu, puteți să mă întrerupeți și să discutăm exact pe slide respectiv și nu neapărat la sfârșitul prezentării. Am zis să pun un citat de început. Donald Norman a scris o carte foarte, foarte tare, The Design of Everyday Things. Dacă aveți ocazia de a vorbi, cum am făcut cea mai mare plăcere. Eu doar am răsfoit, n-am avut timp să o citesc cap-coadă. Prietena mea, care este la arhitectura anul 5, a citit-o și mi-a zis că e foarte tare, să înțelegi. Nu e numai pentru designer să facă lucrurile mai bine, ci pur și simplu tu ca om să înțelegi că designul fiecărui lucru din jurul tău contează. Așa. Și ce zice Donald Norman ăsta? Spune că afacerile, business-urile au înțeles că partea estetică și cum arată produsele lor contează foarte mult. Și de asta există o armată de designeri care fac partea asta estetică foarte bine. Însă, a spus că în același timp degeaba dai oamenilor produse care arată foarte bine dacă nu sunt ușor de accesat și usable pentru persoane. Și de asta, usable design and aesthetics should go hand in hand. Adică, astea două nu se exclud, usability și aesthetics, să arate frumos, dar în același timp cu oamenii să aibă acces ușor la informații. Ok, pe scurt, ce este toată nebuloasa asta cu information design? După cum puteți observa și din viețile noastre pe internet, există foarte, foarte multe data. Information overload, se tot aude ce este, toată lumea se plânge, băi, e prea multă informație și așa mai departe. Eu am văzut o prezentare foarte tare despre information overload și information anxiety și zicea tipul ăsta, information overload a fost din momentul în care a fost mai multă informație decât putea omul să recepționeze într-o viață. Și asta s-a întâmplat exact de când Gutenberg a inventat tiparul. De atunci... N-aș fi chiar așa de asta. Eu zic varianta lui. Adică e o perspectivă, știi? Dar oricum nu sunt. Ok. E ok să nu fii de acord. Poți nu de ce? Chiar să luăm de la Gutenberg, n-are rost. N-are rost. Asta zice că odată cu apariția informației informatic, de calculator. Pardon de expresie, de repetiție aia. Da. Atunci a fost information overload și atunci, să zicem așa, am depășit capacitatea omului din designul lui, ca să zic așa. Pentru că omul în designul lui inteligent avea o anumită capacitate de a performa, de a prelucra, care nu poate fi mărită. Vedem cum era un Johnny Mnemonic când pun un chip și mi-am mărit capacitatea creierului. Asta e fantezie deocamdată. Și dacă ar fi posibil, nu știu dacă ar fi indicat. Dar nu, eu știi cum înțeleg ce vrei tu să spui? Odată ce a apărut tiparul, nu-mi da microfonul, că ne auzim tot, nu suntem un mare de oameni. Deci odată ce a apărut tiparul, deja, imaginați-vă numai câte ziare, deci numai ziare, câte ziare se printau, era imposibil. Dacă e numai ziarele de peste tot când s-a răspândit tiparul, nu aveai cum să le ții minte într-o viață. Asta e valabil acum. Acum 300 și ceva de ani, când a apărut problema lui Gutenberg, dacă se era o carte pe an într-o țară, era minune dumnezeiască. Da, dar mașinile mergeau în continuu, mi se pare... Nu mergeau la început. Mă, în continuu mergam de la 1850. Ok, eu de acord. Să luăm conceptul ca a început din timpuri mai dinainte să ne naștem noi. E ok? Așa? M-am liniștit. Și ce zicea nenea asta? Băi, dacă asta, information overload, e o problemă de atâția ani, poate că nu este o problemă și poate că este un fact și trebuie să ne obișnuim cu asta. Information overload și information anxiety nu este ceva care se va reduce pe viitor, decât probabil dacă
va fi un mare cataclism sau război, de o să, după aia, al patrulea război mondial, o să ne batem cu bețe. Al treilea. Era Einstein a spus chestia asta, după al treilea război mondial, singura armă pe care o folosim la praștie. Ok. Ce este information design și ce își propune? Toate datele astea care atunci când ne lovesc nu au nici mare noimă, prin information design datele astea trec spre nivelul de informație. Poate știți diferența între date, informație, knowledge? Da, informație dată în context, nu? Și apoi knowledge-ul este cum folosești informațiile alea să ți intre în cap. Și cum knowledge-ul, bine, este o teorie constructivismul care zice că cunoașterea se formează prin aici poate tu ai mai mult cunoașterea se naște prin interacțiunea fiecăruia cu informația și prin cum să-i zic? Prin aplicare. Da, și cum interacționezi cu ea și cum o folosești apoi. Information design își propune să facă lucrurile complexe ușor de înțeles și de folosit. Ca și domenii conexe sunt tipografii, și anume toată partea de cum arată textul, fonturi, înclinări, style și așa mai departe. Graphic design, ce poate să ne spună ea mai multe despre... În fine, știți ce înseamnă graphic design? Impactul vizual, da. Combinația între tipografie și imagine. Mm-hmm. Psihologia aplicată, neuroanalitic și computer. Computing? Ce înseamnă? Computing, partea de calculatoare. Ok. Hai că o să vă zic mai face. Cum a apărut information design? Este un concept de vreo jumătate de secol, de prin anii 60. El în sine, ca information design, zice ca un răspuns al oamenilor pentru a înțelege documente și noțiuni din ce în ce mai complexe, precum forms, legal documents, interfețele de calculator, informații tehnice și alte chestii complexe. Ok. Salut! Cum se face și cum creează un information designer? Zice așa, se gândește la selectarea, structurarea și prezentarea mesajului în relație cu toate alea. Deci trebuie mereu să te gândești atunci când faci designul unui mesaj pe care vrei să-l transmiți și oamenii să-l perceapă, la toate, la cât mai multe din caracteristicile utilizatorilor informației respective. La cine va ajunge informația, te gândești, băi, cam ce background dau, cam ce și-a dorit, ce skill-uri au, poate, dacă te adresezi unor IP-iști, e altfel rău o să perceapă anumite structuri și informații decât un om la 40 de ani care abia descoperă calculatoarele sau ceva de genul. Designul trebuie să fie o idee exclusivă a celor care lucrează și a autorilor și a proprietarilor site-ului, să zicem, sau trebuie să se prieze în primul rând cu audit pe public. Pentru că dumneavoastră ai spus mai devreme că unul de 40 de ani care acum începe cu calculatorul s-ar putea să nu priceapă care e ideea și sunt foarte de acord, dar în ultima instanță nu contează publicul care se uită. Pentru că, până la urmă, facem site-uri ca să avem trafic. Da. Parțial, că până la urmă publicul e cel care face trafic. Asta se leagă... Exact asta spune. Da.
Dacă intrăm în conceptul de marketing, probabil fiecare site, fiecare business are customer segmentation. Adică te gândești, păi uite, din clienții mei, atâția sunt tineri între 18-25 de ani care sunt la liceu sau la facultate. Atâția sunt așa. Și după aia, te gândești la, atunci când faci information design și uite procesul ăsta de gândire, te gândești foarte mult la target primar și secundar, probabil. Adică chiar dacă intră, dacă tu vinzi gadget-uri de nu știu de care, probabil chiar dacă intră un om de 40 de ani care nu prea are treabă, nu te focusezi pe el atunci când faci design-ul, partea de information design. O să-ți spun și eu. Chestia de audiență, de fapt, da, de cât de niște pe site, dacă faci site de programator, de ce am de treacă în programator, nu cred că vei face, adică scrie acolo, vei vin proper plugin-ul de job, dar ce nu te-a pus să scrie ce înseamnă CSS sau chestii de astea, că nu, dacă nu ești programator, nu ai ce căuta pe site-ul ăla clar. Dacă un site mai de niște mai mare, cum ar fi ocazii, e ok să aplici și, de exemplu, de exemplu, cu filtrele. E ok să pui și niște filtre mai specifice, de exemplu, nu știu, la calculatoare, RAM și nu știu ce, dar e ok să pui și filtre mai generale, cum ar fi culoare, model, firma conducătoare, de asta. Deci, în principal, site-ul de asta, information design, dacă se referă la site-ul de public, pentru public larg, sunt segmentate, cum zicea și el, filtre, deci, mă refer la filtre, filtre pentru categorii, pentru toate categoriile și filtre specifice. Asta confirmă ceea ce am spus, sau obiectivul factorului respectiv. Mm-hmm. Întotdeauna. Este, dar nu tot. Asta e faza. Nu tot, dar... Adică te concentrezi pe anumite bucăți. Într-adevăr că, normal, dacă nu iei clientul care, până la urmă, îți bagă bani în buzunar, probabil nu o să faci mai degeaba. Da. Uite, referitor la asta, în Adobe este o întâlnire de sharing, că mi-e plac toate astea de sharing. Business Wednesday, zice, și chiar am vorbit de customer segmentation referitor la produsele Adobe și a fost foarte tare când au povestit că ei se gândesc exact la ce tipuri de clienți sunt și care ajung pe site-ul Adobe și apoi văzând de unde au cele mai mari vânzări și care sunt tipurile de clienți care cel mai probabil să aterizeze pe site să cumpere de pe acolo. După aia gândesc funcționalitățile site-ului în funcție, adică targetează partea asta de targetează. Da, targetează foarte bine. La nivel de Adobe, de Adobe.com, e un fel de caracatiță din asta la nivel de customer segmentation, adică sunt vreo, la primul nivel, vreo 6 tipuri de clienți, după aia, la al doilea nivel, se segmentează fiecare din alea 6 în creative users, nu știu ce users și așa și trebuie atunci când ai, mai ales când ai foarte multe tipuri de mai ales când ai multe tipuri de clienți care ți ajung pe site, trebuie să faci o prioritizare de ei. Și de asta ziceam că asta e information design, probabil la pitch targetului. Vreau și să spun ceva, nu știu cât de mult are legătură, dar mi se pare că are. În Germania a apărut la un moment dat o teorie legată de parcuri, nu mai făceau alei în parc, făceau pajiștile pur și simplu. Și făceau oameni. Și oamenii, și după aia îi turnau alei. Cam ăsta văd eu că ar fi conceptul din spatele targetei. Că să te uiți mai întâi cum te găsesc și, pe urmă, să te hotărăști cum te prezinți. Trebuie să le faci niște alei, că dacă le faci cerea... Nu, îi lași să meargă pe iarbă și ei vor desena niște alei, da, care tu după aia... Dacă merg pe iarbă, s-ar putea să nu mai vină la două oară. Știu de ce, știi ce e. Nu, s-a făcut chestia asta, s-a făcut. Atunci când parcurile nu sunt proiectate bine și așa, oamenii oricum fac alei. Da. Fac poteci mergând pe unde le este lor mai accesibil și convenabil. Și de asta abordarea a fost să, păi, de ce să ne mai batem capul de la început? Hai să lăsăm oamenii, să vedem pe unde merg. Și după aia... Ideea asta e că să faci alei care se pot muta.
Da, nu, eu să la pot ce mă referam așa. Skill-uri, nice to have, le-am zis eu, pentru a face un information design ca lumea. Partea de comunicare grafică, typography, despre care v-am zis mai devreme tot ce ține de cum arată textul, styling și așa. Să înțelegi psihologia din spatele învățării oamenilor și cum citesc. De exemplu, tu dacă ai un site mai complicat, pentru om este un proces de învățare, cum învață el să-ți folosească site-ul până la urmă. Că nu este ceva, mai ales dacă are multe pagini și are o structură, trebuie să învețe să se descurce prin site-ul tău. Și tu dacă ai cunoștințe despre cum învață oamenii, probabil o să te ajute când faci partea de information design. Human computer interaction. Asta e o materie pe care m-am făcut-o la facultate. Interacțiunea o mașină. Se leagă foarte mult și de partea de usability. De exemplu, sunt anumite formule care zic cam cum ar trebui să fie butoanele. De exemplu, butoanele ar trebui să tindă să, cum este în teorie, să tindă spre a fi pătrate versus a fi foarte lungi. Și sunt anumite formule care îți dau câte milisecunde iau omului să... Legea lui Fitz sau... Da, aia e legea lui Fitz. Și mai sunt diverse studii de le-au făcut oameni ocupați cu asta, care calculează exact câte milisecunde iau omului să tasteze ceva versus să se ducă cu mouse-ul să pinpoint ceva versus... ce mai era? În fine, mai multe acțiuni din astea și știind... Să iasă după site! Să bouncez! Știind astea, poți să te gândești, băi, uite, ca să ajungă omul la informația aia, trebuie să dea două clicuri, adică două clicuri de undeva foarte rapid. Sau trebuie să te ducă în josul paginii să dea click, sau trebuie să apese vreo tastă și apoi să dea click și toate astea. Și în funcție de asta îți dă niște timp. E un domeniu foarte interesant, Human Computer Interaction, mai ales că e o altă mică pasiune de-a mea asta. Mai ales că apar tot felul de interfețe noi. Treaba asta cu multitouch-ul o să fie un mare blast și pentru partea de web design. Nu este un trend că, pare că zicea la Digital Marketing Forum că în 5 ani browsing-ul de pe mobil o să depășească browsing-ul de pe PC-uri, ceea ce are implicații foarte mari, mai ales pentru cei care nu prea au nicio treabă, deocamdată cu design-ul pentru mobil și site-urile, dacă nu sunt optimizate și gândite cam pe acțiunile omului, când deschide site-ul pe mobil, probabil o să iasă oamenii și o să găsească alte site-uri care sunt gândite pentru asta. Și un ultim punct important este înțelegerea potențialului și limitării diferitelor medii de comunicare. Adică, dacă te interesezi și știi ce poți să transmiți printr-o imagine, ce avantaje, dezavantaje sunt, sau care ar fi avantajele unui video și dezavantajele lui, probabil, și la ce percutează mai mult clienții tăi, probabil o să poți faci treaba asta cu information design. Ok. Probabil ați auzit și de information, arhitectura informației. Sunt câteva diferențe majore, aș vrea să le punctez. Și am puteți să și citiți acolo din ce vă zic. Information Architecture este despre cunoaștere și cum oamenii procesează informația respectivă și o bagă în modelele lor mentale și cum percep lumea și așa mai departe. Information Design este despre percepție, despre cum își transmit ceea ce văd, aud și
recepționează în cunoaștere. O altă diferență arhitectura informației este foarte mult abstractă pe structuri mentale, pe când information design este concret, trebuie să te gândești exact la ce culori, ce forme alegi ca să transmiți mesajul respectiv. O altă diferență marcantă era că în information design ceva de genul 90% de oameni, din oamenii care fac information design sunt designer grafici, pe când în partea aia de information, de arhitectura informației, intră oameni care studiază psihologia, nu poți să faci decât dacă știi foarte bine domeniul și conceptul care vrei să-l implementezi, oricât de psiholog ai fi sau așa, dacă nu știi cu ce se mănâncă domeniul care vrei să implementezi soluția tehnică, nu prea ai timp să o implementezi. Da, așa e. În același timp, pe lângă cunoștințele despre domeniu, trebuie să știi și partea asta, de, adică măcar să ai un basic knowledge despre modele mentale, cam cum gândește omul și așa mai departe. Cum reacționează? Asta, slide-ul ăsta l-am pus ca să vedeți că sunt diferențe între information design și arhitectura informației, dacă veți întâlni așa pe net. Ok, aici am pus cam mult text pe slide, o să vă povestesc. De ce este atât de important domeniul information design? Pentru că toate materialele vizuale, toată informația asta vizuală are un rol din ce în ce mai important în viețile noastre. S-au făcut diverse... Okay. Așa, ce vreau să zic referitor la asta, s-au făcut studii și probabil ați și început să vedeți din ce în ce mai multe infographics pe net sau și prin ziare, cred că ați observat că încep să fie din ce în ce mai multe diagrame și alte metode de a explica diverse concepte, pentru că care este trendul din spatele trebuie astea. Pe măsură ce crearea de conținut a devenit commodity, adică toată lumea poate să creeze conținut, nu mai este să schimba raportul, că înainte publisherii puteau să filtreze informația relevantă, bine, o filtrau pe ce considerau ei că e important, dar puneau niște filtre de calitate. Acum, pentru că costul de a crea conținut este foarte scăzut, adică oricine poate să-și facă un blog în 5 minute și după aia să mai bage un articol în alte 10 minute. Și să mai este Twitter-ul pe asta. Este foarte mult noise în tot sistemul și probabil că oamenii ca răspuns la acest zgomot de content o să-și folosească din ce în ce mai mult puterea asta de a percepe informațiile vizual. De exemplu, nu o să mai stea să citească, își pierdă 10 minute citind nu știu ce articol de pe blog și probabil o să se uite repede pe o imagine, un infografic care să-i atragă atenția și dacă consideră că informația respectivă îi va fi folositoare vreodată, probabil o să ajungă să citească și textul. Și au făcut un studiu în state care zice că în ultimii 60 de ani IQ-ul celor din state,
IQ-ul foarte ridicat al celor din state a continuat să crească cu câte 3 IQ points pe 10 ani. Și asta nu este nicio explicație biologică pentru treaba asta, în afară de faptul că oamenii sunt probabil mult mai expuși la toată partea asta, tot ce înseamnă informație vizuală, texte, imagini și așa mai departe. Eu am o statistică că este exact părăs. Spune. Și anume, oamenii văd imaginele și au tendința să nu mai proceseze. Nu, am o statistică oficială care spune că este exact pe dos. Ok. Este foarte bine. Acum nu mai la ei, peste tot. E un episod în Dexter care zice, according to my calculation, your calculations are wrong. Dar zice asta de tot felul de lucrarea se găsește în toate librăriile, se numește Efectele televiziunii asupra minții umane. Olivia știe lucrarea foarte bine, și de acord, pentru că ei primesc informația deja la gata și nu mai trebuie să încerce să proceseze sau să se gândească. Exact. Și la nivel biologic există explicația ceva cu undele alfa cerebrale care au tendința să determine secreția de endorfină în momentul în care vede omul imaginea și să alege praf omul. Exact. De tot. Și omul are tendința să rămână în plăcerea aia și să nu mai analizeze nimic. Dacă putem face o paralelă între a merge de aici până la Cluj cu GPS-ul sau fără? Dacă ai GPS-ul în geam, creierul se odihnește liniștit. Pe da, asta nu înseamnă că ai mai asta e mic. Foarte bun. Exact așa este. Nu, dar nici pe scurece. În același timp, de unde cred că au scos ei treaba asta, cred că testele de IQ se bazează mult pe figuri geometrice. Pe cum procesezi informația aia. Da, și testele cred că sunt acțiuni mentale diferite. Astea în care ne contrazicem acum. Da, eu cred că este aici. Nu, dar nu vorbeam numai de acțiunea mentală. Vorbeam de rezultatul acțiunii mentale. Despre să de creșterea sau de creșterea IQ-ului. Că acolo a început. Păi, cred, asta e și ideea. IQ-ul și nu crește sau scapă pe parcurs să vieți niciodată. Crește gradul de inteligență, da. Inteligența rămâne la fel, numai oamenilor crește. Ok, am dat într-un debate psihologic. Am și eu ceva de zis, de obicei nu crește inteligența, crește abilitatea ta de a rezolva teste de IQ. De a rezolva oarele. Da, și de a provoca pe alea. În fine, am pus asta ca să vă arăt că information design începe să fie și probabil va fi foarte important. Ce mai, gata, te-am mirosit, ești cu l-american. Apa banda la Obama. Ca așa, un alt slide în text. Ce zice? Că information design o să ajute afacerile să comunice nu numai pe partea de website-uri și așa, ci pe toate materialele prin care comunică cu clienții, broșuri, afișe, etc. Factor, random stuff. Deci, practic, e o formă de ghid. De ghidaj. Și ce mai zice? Că, probabil, documentele care nu sunt bine gândite pe partea asta, de cum ar putea să fie percepute de clienții lor și ca ei apoi să treacă la acțiune, gen să cumpere, să fac chestii, probabil o să pierdă foarte mulți clienți. Dacă nu ia în considerare toată latura asta de information design. Ok, acum o chestie interactivă. Aveți în față un form. Aveți în față un form care pleacă de la o structură foarte dezorganizată și acum să vedem ce am putea face să, în spiritul information design, să-l facem mai usable pentru oameni. Ia microfonul, trebuie. Alinierea, automat alinierea coloanelor, box-urilor, ceva de genul, a doua, sunt toate bordurile sau acelea, să aibă aceeași bordure.
Next. Ok. Da, ai văzut materialul, nu? Nu. Și s-ar putea totuși să pară mai bine ca textul align text right, ca textul, știu. Eu aș pune toate titlurile, toate, aș pune toate label-urile deasupra box-urilor, ca omul când parcurge, să le parcurg așa, nu să fac așa. Alte idei? Sau, de exemplu, tic datele cu care de persoană, sunt normale, city, province sau cum mai știu, dar te forțează să gândești divergența, da, da. Și n-are rost. Aș cere adresa de, aș cere adresa de e-mail de două ori. Așa. Aș alinia toate alea să fie aliniate la stânga, dar tot de sus până jos. Dacă se poate, aș face chiar să aibă aceeași mărime câmpul. Adresa să aibă două rânduri. Da, ai văd că n-ai, e ok cu adresa. Aș specifica care sunt câmpurile obligatorii și care nu sunt. Aș pune un buton de submit. Și nu mă trebuie mai. Butonul de reset. Nu, butonul de reset e cel mai rău buton din toate formularele. Distruge. Deci oamenii la pasă din greșeală și tot ce au completat au pierdut. Au făcut ăștia funcționalitatea și programatorii vin, domnule, se poate tehnic? Da, păi hai să-l băgăm. Dar dacă dai sub vice, el nu e la fel de rău. Nu. Păi, dar ștergi tu de mână, dar ai scris peste tot numai prostii, dar de ce mi-ai scris dacă l-ai închis fereastra dacă l-ai făcut la Caterică? Da. Să spun o prostie care a apărut în niște formulare din alea cea luciste și l-a avantajat pe un tip foarte mult. Toată lumea s-a întrebat de ce nu-l ia pe ăsta la armată, îl chema Florina. Și până la urmă s-a dus el la comisariat militar și a întrebat. Acolo apărea cu Florina. Și nu l-a luat niciodată în armată, pentru că părea că e oameni. De asta trebuie un double check, stai și o bifă mail și îți bagă CNP-ul, adică nu mai merge acum. Ok. Ei ce au făcut, au structurat informația ca să fie ușor de parcurs, ce zicea și el. Au separat un personal information, poate să completezi, informațiile care țin de adresă și informațiile care țin de contact. Ideea în spatele acestui exercițiu este că mereu când te gândești la lucruri pentru site-ul tău, formă pe site-ul și așa mai departe, ar trebui să te gândești la cum ai putea îmbunătăți elementele de pe site-ul tău, astfel încât pentru să fie cât mai accesibile pentru utilizatorii tăi. Și deși slide-ul ăsta poate părea că este ok, e un form ok, ei întreabă în continuare, can we do more? Adică trebuie să întâmplățim și asta. Ok. Acum câteva general files de ceva, da? Câteva guideline-uri pentru a mări partea asta de înțelegerea datelor și trecerea către informație. Zic ei că densitatea mare și acum o să zic asta și după o să analizăm pe studiile de caz infografic și vedem cam ce au aplicat oamenii aia că au făcut infografic-urile bune sau mai puțin bune. Zice că densitatea mare este bună pentru că ochiul uman este capabil să proceseze, să distingă, să găsească pattern-uri în informația pe care te-o prezint. Ce înseamnă densitate mare? Să pui foarte multe informații într-o bucată mică de text, scrii fond mic, să luni la spații sau ce? O să vă arăt exact un fel de hartă de metrou a trendurilor din următorii 20 de ani. Okay. Să vedeți ce înseamnă densitate mare. Okay. Și te garantează că mai prindem 20 de ani. Ok. Optimist ca de obicei. Nu e o glumă. Putem să intrăm și în acest debate. Măcar harta o să rămân. Ce mai zic ei? Complexitatea nu dă neapărat confuzie, ci dacă gândești designul foarte bine, poți să transmiți complexitatea fără ca oamenii să fie confuzi. Apoi, când faci paralele, când arăți anumite concepte și faci paralele, ar trebui să pui accentul pe diferențe care sunt relevante, nu pe, adică să te gândești la care sunt diferențele relevante și o să vedem și asta pe
un infograf între rețele sociale, de social media, bla bla. Apoi zic ei că puterea comparației este a paralelismului este tu când ești familiar unul din conceptele alea care sunt prezentate, prin comparația asta poți să extinzi înțelegerea și pe celelalte concepte prezentate. Și mai zic ei ca un guideline că ar trebui să se pună accentul pe direcția orizontală. Și aici o să vedem și două infografics de le-am zis eu de scrollers. Adică dai scroll la ele până nebunești. Există scroll lateral? Da, dacă poți să-i scoți, da, dacă poți să-i că n-ai scos de nou lateral. Poți să faci un site cu scroll. Sunt care când te duci cu mouse se plimbă singur. Și rămas site-ul respectiv era dezvoltat de microfon. Site-ul de organizare, că toate conceptele grafice erau plasate și volumul de trafic era nu era de niște. Asta probabil se leagă cu obișnuința noastră să citim de la stânga la dreapta în rândurile și nu pac două cuvinte, trecem în jos, două cuvinte și așa mai departe. Asta e o proastă, pe jumate de nația să citești în jos. Ok, asta mi se face care că nu știam. Ok, eu am învățat, fiind turc și sunt și musulman, am învățat să citești și în arabă. Și a fost o trecere, wow! Și după aia, când intram în anul 3, l-am meditat pe un băiat arab la matematică. Și ca să intre la liceu în a noua aici. Îi arăta întâi rezolvarea și nu, deci când am început cu el, era ceva de genul, ok, hai să facem niște basics înmulțit. Și a început să-mi scrie de la dreapta la stânga și a zis, oh my god, trebuie să avem de lucru. Ok. Cu toate că arabia îmi inventa matematica, dacă stai. Mm-hmm. Da. Ați înțeles astea, le rețineți ca să putem să discutăm pe ele, pe studiile de caz și așa? Da. Dar nu știu ce la final. Ok. Alte principii generale. Zice să aveți virtual diverse comparații, asta zicea și în slide-ul trecut. Prin felul cum arăți informația, dacă reușești să arăți toate legăturile cauze-efect pe care vrei să le transmiți ar ajuta la înțelegerea oamenilor, pentru că ei folosesc și gândirea asta cauze-efect de multe ori. Și aici era dat un exemplu de campania lui Napoleon, un infografic cu campania lui Napoleon în Rusia. Și puteai să vezi cum armata lui scădea ceva de genul pe măsură ce mai intra în Rusia, era puteai să înțelegi mai repede de ce și-a luat bătaie în Rusia. Așa, ce mai zice, informație variată, să combini cuvinte cu numere, cu imagini. De asemenea, când faci information design, ar fi ideal să pleci de la un conținut, de la niște date ca lumea, pentru că nu poți să faci information design de calitate din toate prostiile. Vreau să zic alt cuvânt mai urât. Rămâne pe bandă. Așa. O să cerem acord cu părinții. Așa. Și atunci când se fac comparațiile, să fie cât mai mult adiacente în spațiu și nu în timp. Și aici dădea exemplu, când vrei să faci o comparație, să zicem că faci o carte și vrei să arăți cum crește profitul, să zicem, oamenii ar putea să înțeleagă și să facă legătura dacă creșterea asta a profitului este pe aceeași pagină și nu fac 2008, după aia dai pagina 2009, după aia dai pagina 2010 și așa mai departe. Deci cu cât reușim să le punem în același loc cu comparațiile, cu atât e mai bine. Vă mulțumesc. Asta a fost partea de The Basics of Information Design.
Și acum, după... Zi. După o scurtă pauză, o să trecem și la partea de diverse subiectate, dacă ne rupem, să vedem cam ce au folosit și ce au reușit să construim.